A urmat binecuvântarea și rugăciunea pentru poporul român spuse de preotul militar al Garnizoanei Baia Mare, Gavril Vasile Boban, consilier personal al preasfințitului Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În continuare, subprefectul Alexandru Cosma a dat citire mesajului ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, cu ocazia zilei imnului național. Au mai rostit discursuri primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și Clara Gușet, director al Direcției Județene a Arhivelor Naționale, care a vorbit despre semnificația și istoricul zilei imnului național. După înlăturarea regelui Mihai, noile autorități au schimbat în 48 vechiul imn regal cu un nou imn al Republicii Populare Române, intitulat Zdrobite Cătușe. Acest imn a fost intonat până în 1953, când a fost înlocuit cu Te slăvim Românie. Textul noului imn sublinia de fapt prietenia cu Uniunea Sovietică și ideologia leninistă. Imnul a rezistat până în 1977, când a fost înlocuit cu Trei culori cunosc pe lume, o variantă a unui cântec patriotic compus de Ciprian Porumbescu. Imnul se referea firește la steagul României, la cele trei culori ale acestuia, dar textul fusese radical modificat și adaptat ideologiei comuniste. Acest imn a fost intonat până în decembrie 1989, când a fost înlocuit de Deșteaptă-te Române. Să dea Dumnezeu să împlinim idealurile pe care le-au avut înaintașii noștri, să împlinim gândurile pe care le-au avut veteranii noștri când au luptat pentru România, să împlinim dorințele militarilor noștri, celor care sunt în sistemul de apărare și care stau drepți în fața românilor și României, dar doar ei știu ce au în sufletele lor și ce au la ei acasă și care sunt dorințele neîmplinite. În continuare, în cinstea evenimentului și a împlinirea 13 ani de activitate, fanfara municipală dirijată de Florian Mătăsaru a susținut un mic moment artistic. După intonarea imnului național a urmat defilarea detașamentului de onoare. La ceremonia publică prilejuită de sărbătorirea zilei imnului național al României au participat reprezentanții Parlamentului, a administrației publice județene și locale, reprezentanții unităților și instituțiilor aparținând Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Garnizoana Baia Mare, reprezentanții serviciilor publice deconcentrate, veterani de război, cadre militare în rezervă și retragere, dar și reprezentanții cultelor religioase.